Salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou videoclip în care reacționez la ținutele voastre. Cred că știți deja cum stă treaba până acum, voi îmi trimiteți o poză în care purtați ținuta voastră preferată, iar eu vă voi da o notă la ea, iar la final vom afla cine este marele câștigător. Am primit peste 400 de mesaje, mai mult ca niciodată, eu zic să-i dăm drumul pentru că avem mult de muncă. Se pare că nu începem tocmai bine ediția cu numărul 3, pentru că avem aici un băiat care are greznele goale. Recunosc, și eu am făcut greșeala asta în trecut, nu de mult, acum un an și ceva, dar de atunci am început să port ciorapi care să-mi acopere greznele, pentru că blugii, tipul ăsta de blugi, cei mai ridicați, sunt specifici fetelor. Și de la fete au ajuns să-i poarte și bărbații, dar nu arată bine, nu arată elegant, mai ales dacă sunt și niște blugi foarte, foarte strâmți, atunci e faliment total. În schimb, îmi place vesta, îmi plac tene și simpli, albi, frumos. Este de un 6,50. E o poziție puțin cam intimidantă asta, sincer. Se putea mult mai bine la geaca de piele, e cam largă și cam lungă, ar trebui să se ajungă până maxim la încheietură. Cu acele ghete ar fi mers mai bine niște blugi negri. E o ținută de 6,50 la fel. Îmi place cămașa pe care a pus-o peste tricoul acela alb, deși nu sunt fan tricouri cu inscripții, mai ales cu firme de milioane de euro. Îmi place cămașa, îmi place și cum o porți, așa e puțin neobișnuit. Însă la fel, greznele goale iar o problemă. E o ținută de 7. Cred că avem un câștigător deja. Mă țineți minte în ediția a doua când am zis că trebuie să te folosești de recuzită? Exemplu perfect. De asta îmi place să fac videoclipuri de genul. Nu știi niciodată de ce te lovește. Avem și o fetiță cu fustiță. De fapt e rochiță. Îmi place culoarea, e foarte stridentă și bună pentru vară. Văd că ai acolo și o brățară sau două, ochelari de soare, la fel foarte importanți vara, să te protejeze de lumina soarelui. Ceva foarte simplu, foarte drăguț, un 8. Am câteva probleme aici. Prima este că vârful cravatei, atunci când porți o cravată, vârful cravatei trebuie să atingă foarte puțin cureaua. După cum puteți vedea, el o are puțin mai sus. Și a doua problemă, pantalonii sunt puțin cam lungi. La fel, pantalonii trebuie să atingă limba pantofilor. De aceea o să-ți dau doar un 6,50. Știu că în ultimii ani e moda asta cu borseta pe piept, dar nu sunt mare fan. 6,50. Un alt lucru al căruia nu sunt mare fan sunt ochelarii ăștia gigantici care îți acopere toată fața, de zici că te duci să sudezi la oameni acasă. Măcar nu ai gleznele dezvelite, deci tot un 6,50. Altceva, când te prezinți așa la costum, e altceva. Mereu când văd pe cineva, când îmi trimiteți poze când purtați costum, aveți deja o notă mare de la mine. Culoarea asta al costumului merge pe zi și văd că e zi afară, deci foarte bine nu l-ai purtat seara. Și o părere personală, atunci când porți o vestă, cred că merge mai bine o cravată decât un papion. Deci singurul lucru pe care l-aș înlocui la această ținută este papionul cu o cravată. Și cred că nu porți nici ceas, foarte rău. Foarte rău la un costum să nu porți ceas. Poate nu se vede de mâneci. De aceea o să-ți dau un 8,50. Cea mai mare notă de până acum. Din nou o fetiță cu fustiță, de data asta chiar e fustiță. Destul de simplu, sincer, mi-ar fi plăcut să te văd în alți pantofi, nu tenis ăia pe care toată lumea are. În schimb, apreciez că ți-ai băgat tricoul în fustă, ar fi mers poate și un colier. Este de un 7. Încă o problemă aici, am observat-o acum, este că linia cămășii, cea de pe mijloc unde sunt nasturii, nu este dreaptă. Nu se aliniază cu fermoarul de la pantaloni. Asta este o problemă, nu arată bine. La fel, pantalonii sunt puțin cam lungi, sacoul nu prea se potrivește cu pantalonii, deci este un 6,50. Ce ziceam înainte, că nu știu la ce să mă aștept? Avem aici un băiat care se pare că se joacă cam mult Counter-Strike pentru că are chestia aia pe față. Sper că nu crezi că e cool așa ceva pentru că nu e. De aceea o să-ți dau un 6. Și ce este în evidență din poza asta? Pălăria. Pentru că nu foarte multă lume poartă pălării. Sincer, dacă n-aș avea urechile ăștia mai clăpăuge, eu aș purta pălării cam toată ziua. Am una singură, dar nu prea o port pentru că la fel nu-mi stă bine. Dar pe tine te prinde foarte bine, deci un 9. Prietene, zici că ești din anii
40. Bine că n-ai prins războiul, că uite ce băiat ca lumea pierdeam. Asta înseamnă să fii mafiot, asta înseamnă clasă. Pe lângă faptul că îmi place foarte mult stilul și are o grămadă de accesorii pe care le recomand și eu în multe dintre videoclipurile mele, precum inelul și ochelarii și acea bască. Băiatul e și extrem de inteligent pentru că a pus lângă el un câine. Fetelor le plac câinii, deci vedeți legătura. Sunt gluma la o parte și mie îmi plac foarte mult câinii. Îmi place foarte mult și ținuta ta. Este favorita mea de până acum. Un 9.50. Lipsește ceva puțin acolo să-i dau 10. E între 9.50 și 10, dar eu zic că e destul. Cred că puteai să faci mai mult cu ținuta asta. E puțin prea simplă. Puteai, de exemplu, să pui o cămașă peste acel maieu. Nu sunt mare fan nici al curelei, deci un 7. Băieții în prima zi după ce se duc la sală. Cred că e puțin prea sus ridicată acea mânecă, la fel tricoul prea decoltat. Bine, înțeleg acum că vrei să-ți arăți că ai un piept mare, că ai fost la sală, dar nici chiar așa. 6. Uite o țintă simplă, îmi place lanțul, văd că ai asortat o brățară, un ceas. Nimic rău de spus. Din nou, așa cum am spus și în alte dăți, simplitatea aduce un mare plus. Deci, un 8.50. Ce cu mâna aia acolo? Dacă nu vezi de soare, întoarce șapca invers și atunci o să vezi. Ținuta e ok, dar poziția lasă de dorit. Deci, un 6.50. Frate, e ok, dar nu-mi place cămașa asta pentru că se vede prin ea, adică îți văd burta. În schimb, pantalonii îți vin bine, gulerul acela ar trebui să stea puțin mai drept, e prea flășcăit, dar e de 7. Da, nu mai suntem în 2015 să ne facem poze prin oglindă, dar e ok această rochie, merge la un majorat, la o petrecere din asta mai ușoară. Un 7.50. Sunt tare curios cui oferai tu acest minunat de altfel buchet de flori. Bănuiesc că era o domnișoară care arată într-un anumit fel dacă ai acel zâmbet de față. Îmi place mult cum te-ai îmbrăcat. Fiecare obiect vestimentar îți vine foarte bine. Părul este super. Îmi place și cum ți-ai conturat barba. Este o ținută de 9. Este totul ok până la ciorap. Mi se pare că sunt puțin culoarea asta galbenă, puțin cam stridentă pentru toată costumația. În schimb, ai făcut o treabă bună cu pantofii și cum i-ai asortat cu pantalonii. Cravata, îmi place modelul. Ți-am spus, singura problemă ar fi acei ciorapi. Totuși apreciez că sunt lungi. Un 8. Avem aici un băiat care mi-a trimis și un mesaj cu poza asta. Am încercat să mă îmbrac în stilul elegant al anilor 1930 Anglia, inspirat fiind din serialul Peaky Blinders. Să știi că n-ai făcut o treabă prea rea. Îmi place ideea, dar execuția nu este tocmai cea mai fericită. Merită un 8. 0 barat. De ce? Uitați-vă ce are în mână. Dacă v-ați uitat și la celelalte două videoclipuri în care reacționez la ținutele voastre, o să vedeți de ce. Pe de altă parte, dacă este un trabuc, așa cum are domnul din imagine, este puțin altceva, e puțin mai clasic, are un alt fel de vibe, dar totuși nu încurajez fumatul, sper că este doar pentru decor. Însă ținuta este foarte ok, îmi place și că ai un turtleneck. Văd că ai acolo și o batistă, deși nu se vede prea bine, dar este culoarea potrivită, merge cu costumul și cu pantofii. Văd că ai și pantofii pe care i-am recomandat și eu în videoclipul legat de încălțăminte. V-ați cam prins, așa că mie îmi plac ținutele elegante. Am primit multe mesaje cu băieți îmbrăcați la costum, nu mă plâng. Se pare că aceasta a fost și ultima poză, a sosit timpul să aflăm marele câștigător. Tobele, vă rog! Adi Neculai! Bravo, băiatul meu, tu ești câștigătorul ediției cu numărul 3. Aveți linkul de la Instagramul lui jos în descriere, dați-i follow pentru că merită, băiatul se îmbracă foarte bine și pe deasupra iubește și animalele, după cum putem vedea. Dacă n-ai apărut în video, nu te descuraja pentru că o să mai fie ediții, o să mai fie multe chiar. Și dacă ai apărut în video și te-ai supărat pentru că am zis eu câteva chestii rele despre ținuta ta, să știi că nu asta e intenția. Eu vreau să vă învăț ceva și să învăț ceva de la voi pentru că am văzut o grămadă
de ținute extraordinare pe care s-ar putea să le încerc și eu în viitorul apropiat. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, vă rog frumos să distribuiți mai departe, să vă abonați și să-mi dați un follow la Edivice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Și acestea fiind spuse, eu a fost Edivice sau Edi și până data viitoare, nu uita, pune-i o reușită, nu rateu, pa, pa!